concert incendiar a avut loc la Palatul Național Nicolae Sulac. Artista Lenuța Gheorghiță și-a îndeplinit visul. Cei 30 de ani de carieră artistică i-a sărbătorit pe scenă, alături de prieteni și de publicul ei drag. Viața m-a purtat prin lume a fost genericul concertului. Extraordinar. Dumneavoastră, cum l-ați simțit de pe scenă? Eu, în primul și primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, cei care au venit, m-au onorat cu prezență. Am cele mai mari emoții, mai ales prin prisma faptului că am așteptat o viață întreagă, primul meu concert solo. Să-ți spun, l-am adunat în cei 30 de ani de activitate. Mulțumesc! Dar cum au fost acești 30 de ani de activitate? Îi puteți descrie? Plin cu de toate, plin cu lucruri frumoase, cu oameni minunați de la care am învățat foarte mult și cel mai important, în drumul vieții am reușit să fiu cunoscută în spațiul public, nu doar vizual, dar și după cântece. Cred că ăsta este visul oricărui artist. Un alt vis de al Lenuței Gheorghiță a fost să cânte alături de Orchestra Națională Lăutarii. Mândria noastră că suntem contemporani cu așa oameni. Eu mă mândriesc. Ceea ce face Lenuța în ziua de astăzi ar fi bine urmată de ceilalți toți. O știm foarte bine cum este după caracter, după tot și ne place. Noi am văzut-o foarte emoționată. Dumneavoastră, cum ați încurajat-o? Ce i-ați zis? Astăzi a fost într-adevăr emoționată. Chiar și la repetiție s-a simțit. I-am spus să fie atentă, să fie curajoasă, să facă toate lucrurile așa cum le-a făcut de totdeauna și o să fie bine. Eu pe Lenuța am cunoscut la mijlocul anilor 90, încă fiind la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neagă. Și vreau să vă spun, de atunci au trecut mai mult de 30 de ani, probabil, sau chiar 30, și Lenuța a rămas același om pe care l-am cunoscut foarte sincer și plină de umor. Când mergem noi cu gașca noastră de artiști, muzicieni, la o zi de naștere, Lenuța este în centru atenției. Soțul Lenuței e mândru de nevasta lui, o încurajează și mereu îi este alături. Cum este mama, soția Lenuța Gheorghiță? Ca mamă, ca soții, are calități bune. Ce-i doriți soției dumneavoastră, Lenuței Gheorghiță? Îi doresc în primul rând sănătate. Noi mereu o susținem cu copiii. Melodia ta preferată din repertoriul mamei tale? Cânticul cu copilul meu iubit. Asta e cea mai frumoasă realizare. Este iepurașul lui mama. Mă zi, mama, mama, te iubiști până seara. Mulțumesc. Tu ajuți și mamica acasă? Da. Dar ce faci tu? Cum o ajuți? Fac curățenie. Dar ce dorești tu, mamicii tale? E foarte, foarte bravă, iubesc. Cum crezi, de ce mămica ta este atât de iubită de atâția oameni? Pentru harisma ei, pentru glumele ei, pentru caracterul ei în general. Cum vă petreceți voi timpul împreună? De obicei, ori noi mergem în oraș sau ne punem cu toată familia și ne uităm la diferite interesante filme. Ce admiri tu la mămica? În mămica eu admir ambiția ei. Un moment
moment emoționant al spectacolului a fost atunci când Lenuța Gheorghiță a coborât din scenă și a dăruit mamei sale un buchet de flori. La aniversarea celor 30 de ani de activitate artistică, Lenuța Gheorghiță a ales să cânte doar alături de colegii bărbați. Este omul Lenuța Gheorghiță? Omul Lenuța Gheorghiță este omul care în timp de 5 minute îl vezi zâmbind, îl vezi plângând, îl vezi stând trist și la un moment dat îl vezi din nou același om vesel. Lenuța Gheorghiță este un om minunat, un om care întotdeauna știe să glumească și ne face pe toți să râdem în cocote. Iar ca artist, ce pot să spun? Vedeți, dacă am putut o sală cum este Palatul Național Nicolae Sulac, înseamnă că are o valoare mare pentru țărișoara noastră. Azi la repetiții mi-au dat lacrimile pentru că am simțit emoțiile pe care le are ea ca și interpret în scenă. Am mai multe emoții, probabil, ca Lenuța, dar sigur că trebuie să fim tari, să nu-i arătăm pe față ei, că ești așa, are nevoie de încurajare. În primul rând, mă bucur pentru felul ei de fi, pentru sinceritatea ei, pentru felul ei de a aborda lucrurile mai cu mult umor. Spectatorii au savurat fiecare moment al concertului, au aplaudat-o pe Lenuța și i-au mulțumit pentru emoțiile frumoase. Este un concert de excepție. Chiar am rămas profund impresionată de tot ce se petrece în această seară la Palatul Național. Mi-a plăcut foarte tare acest concert. Lenuța Gheorghiță e preferata mea artistă și are și numele meu. Mare drag am venit la acest concert. O orchestră minunată în scenă, alături de inigalabila Lenuța Gheorghiță și ceilalți artiști care au evoluat. Un concert de nota 10. Mulțumim, Lenuța Gheorghiță, la mulți ani! Vă fi toate visele realizate și primite, așa cum e la mine. Datorită vouă!